Condițiile meteo nefavorabile din ultima perioadă și restricțiile impuse de pandemia cu COVID-19 au îngreunat ritmul lucrărilor aflate în derulare în comuna Roseți. Primarul localității, Nicolae Râșnoveanu, spune că, deși au întârziat lucrările, speră să se încadreze în termenul stabilit inițial. În momentul de față, în comuna Roseți se află în plină derulare lucrări la unitățile de învățământ, dispensar și rețeaua de alimentare cu apă. Ploile din ultima perioadă, precipitațiile, de fapt, am avut și ploi și ninsori, au îngreunat într-un fel ritmul lucrărilor desfășurate în comună? Toate lucrările, mai ales la proiectul sau la lucrarea extindere, rețea, canalizare, menajeră, modernizarea gospodării de apă, înființarea două furaje și reabilitate rețea de distribuție de apă, nu? Asta e tema. Acolo chiar nu s-a putut lucra. Și mai sunt lucrări atât la rețeaua de apă, cât și la rețeaua de canalizare. Am reușit să prelungim execuția cu 6 luni de zile. Era și normal, dar nu cred că este suficient. Ceea ce trebuie să spun este că de fiecare dată, pentru valoarea de garanție pe care am primit-o, suntem de fiecare dată penalizați. Un lucru, mai ales în condițiile actuale, prin care trecem toată lumea, toată Europa sau toată lumea asta, nu este de înțeles, adică nu o să înțeleg niciodată. Trebuie să, în cazul dintre astea, trebuie să existe legislație prin care să fim acoperiți. Eu cred că ne-a întârziat cu aproape, să nu exagerez, în afară de astea 6 luni de zile, cel puțin cu încă 4 luni de zile ne-a. Au fost perioade când, în cauza pandemiei, am lucrat mai mult de cu efectiv mai mic, cu aproape cel puțin 70%, mai ales în condițiile în care societatea care mi-a executat această lucrare a trecut printr-o perioadă când a fost nevoit să stea în izolare, pentru că a avut câteva cazuri de pandemie. Cealaltă lucrare, reabilitare, modernizare, școală, gimnazială, Iancu Roseți, cât am dorit noi să lucrăm mai rapid și nu se poate, am discutat și cu executantul, nu s-a putut lucra mai mult. Nu s-a putut. Condițiile atmosferice au impus acest lucru și mai ales acum, în astea ultimele 2 săptămâni, când a plouat și nu știu ce, n-a putut lucra. Suntem pe lucrări de finisaj și afară și în interior. Ca să lucrăm în interior, prima dată trebuie să executăm lucrări de finisaj, deci pe interior. Nu se poate lucra pentru că intemperiile e așa cum sunt, n-aveam nici acoperișul pus în totalitate, asta e situația. Deci ne-a pur și simplu, ne-a încetinit ritmul. Dar sperăm totuși să ne încadrăm. E greu, da? Sperăm. Nu știu dacă cu lucrarea de extindere, rețea, canalizare și modernizarea gospodării de apă o să fiu la timp cu execuția. Dacă am fi în grafic, dacă reușim să intrăm în grafic, dar e greu. Apoi pe urmă mai avem lucrări vechi pe care trebuie să le cam rezolvăm. Au apărut niște probleme, așa trebuie să apară, în primii 4 ani de execuție apar fel de fel de tasări, fel de fel de greșeli, fel de fel de necazuri. Da, noi suntem aici și trebuie să le rezolvăm. M-am bucurat că a reușit să câștige tot el, pentru că știa cum a lăsat lucrările. Dom'le, mare lucru ca să ai continuitate, de exemplu, când ești cu proiectele astea într-o etapă, mai multe etape. Pentru că atunci când executantul care a executat prima etapă
El știe foarte bine pe ce cote s-a a lăsat lucrarea, unde trebuie să lege, cu ce, unde să, trebuie să plece. Știe ce are de făcut. Și m-am bucurat că a reușit să câștige tot aceeași societate. În orice caz, eu am colaborat bine cu ei, zic. Problema a fost timpul nenorocit, pandemia asta care ne-a ținut pe loc, astea au fost problemele noastre. Asta e. Când privește modernizare școală, Iancu Rosetti, chiar dacă am întârziat, dar am fost în stare că atunci când am început anul școlar, să am condiții suficiente pentru a se derula procesul de învățământ. Problema este că ca întotdeauna sunt fel de fel de obstacole și pe care le întâlnești, fie că vrei, fie că nu vrei, asta e situația, mai sunt și lucrări ascunse, mai sunt, dar una peste alta, eu sper să fie rezolvat. Ați primit răspunsuri la proiectele depuse pe CNI sau despre alimentarea cu gaz a localității, aveți noutăți? Păi să o luăm așa cum execuție sală de sport. S-a validat la ora actuală execuția de către CNI și lucrarea se află la ANAP pentru a da avizul. Așa că sperăm că până în toamnă chiar să fim în execuție cu ea. Terenul de sport, stadion. Procedura este urcată în SICAP. Certificatul se află tot se certifică tot la ANAP. Cu rețeaua de iluminat public, modernizare, rețea iluminat public. AFM-ul a trecut de propunerea financiară și se evaluează propunerea tehnică. Deci, cred că deja a intrat pe un făgaș bun. Adică, odată trecând propunerea financiară, înseamnă că suntem acolo, suntem bine. Pentru rețea. Extindere rețea. Zona cu unde vom acorda terenul pentru casă de locuit la tineri. Până pe 5 mai se va întocmi SF-ul între mine și FD Constanța. Gazele. Până la finalul lunii mai o să primim răspunsul. Eu cred că va fi rezolvată și această problemă și de ce? Chiar dacă urmărim pe domnul ministru Ganea, ministrul fondurilor europene, într-o zi, săptămâna trecută, a avut o emisiune prin care ne-a comunicat cum vor fi distribuiți cei 40 de miliarde de euro acordat în acel nou program. În toată informarea pe care a făcut-o, eu n-am auzit cuvântul gaz. N-am auzit. Și am defecțiunea asta să fiu foarte atent, mai ales în timpul și a ședințelor și atunci când sunt interesat de o emisiune. N-am auzit cuvântul gaz. Dar, întrucât eu mă leg pur și simplu
de o rețea care alimentează deja Călărașul și Tonea și modelul, și am bătut palma cu aceste două localități și mă pot lega cu o stație de la modelul, eu sper să am totuși câștig de cauză și să mi se rezolve treaba. Și de ce cred acest lucru? Pentru că am semnalul. Și totdeauna, nu știu, eu am încredere că mă ajută Doamne, în tot ceea ce fac. Dispensabil. Trebuie să primesc toate documentația pentru avize pentru încadrarea în planul de investiții. Grădinița, tot la fel. Remiza pe care unde trebuie să stochez toate utilajele, că vedeți, curtea asta e plină, ajunge încăpătoare pe utilajele care ne-am dotat. Și mai ales că trebuie să-mi cumpăr neapărat o vidanjă. V-am spus și pentru ce. E vorba de zona unde nu am canalizare, unde e necesar o nouă investiție cu o nouă soluție, întrucât acolo e foarte joasă zona de acolo, e aproape de Borcea și până când se va executa, oamenii sau gospodăriile unde sunt, unde oamenii au băi în casă, în locuință, trebuie ca fostele să fie vidanjate și pentru asta îmi cumpăr vidanje și știu ce am de făcut. Știți foarte bine că apele reziduare din fose trebuie să ajungă prin două balbotaje până la stația de epurare, că asta este metoda de epurare la noi. Și trebuie cumpărată și mașina asta, mașină care mi este necesară nu mai pentru asta, dar mi este necesară și pentru a efectua lucrările de spălare atât în rețeaua de canalizare cât și în rețeaua de irigație. Deci și remiza începe la 1.4.2021, executăm prin resurse proprii. V-am spus, cu resursele suntem așa cum suntem. Bine, situația asta e la nivel de țară, nu e numai la Roseți. Eu trebuie să particip și la acest proiect cu FDE-ul pentru rețea. Acolo trebuie să execut în regie proprie și vreo 2 km de rețea de apă, ca atunci când se dau, repartizează aceste sau să pun în posesie cetățenii tineri pe locurile respective, când le atribuim locuri de casă, trebuie să aibă cele trei utilități, v-am spus, necesare vieții, adică stradă asfaltată, apă, energie electrică. Și se vor rezolva și astea. Anul ăsta sper să rezolvăm această treabă. În felul ăsta o să reușim să ne apropiem cu pași mai mici, dar vom reuși să rezolvăm treaba. Atunci când nu ai resurse financiare, nu poți să faci pași nechipzuiți. Trebuie să-ți calculezi foarte bine ca acei bani să-ți ajungă. E acel proverb. Te întinzi cât este plapuma, nu mai mult. Asta e. Toată lumea vorbește despre al treilea val de pandemie. În momentul de față, ce incidență avem la nivelul localității? Sigur. Deci nu aveți probleme. Nu.
Despre vaccinarea oamenilor, ce ne puteți spune? S-au dus, au mers la Borcea sau unde, la ce centru sunt? Pe fiecare, nu, sunt repartizați mai multe. Mai unde multe s-au înscris? Și la Cărăraș, și la Lecliu, peste tot. Eu m-am oferit, v-am spus, m-am oferit să înființez un centru într-o ăsta la Roseți. Dacă nu s-a putut, vina fiind distribuția mai greoaie a acestui vaccin, a rămas așa. Dar eu vroiam, într-adevăr, să creez un spațiu de ăsta, un centru de ăsta și la Roseți. Discutasem în prealabil cu domnul doctor Conachimu, un om cu care m-am înțeles foarte bine, medicul de familie. De fapt, am rămas cu unul, pentru că celălalt medic de familie a ieșit la pensie cu 1 ianuarie. Sperăm, să sperăm că mai vine și alții, dar, domnule, haideți să le creăm și condiții să muncească. Acel dispensar unde se desfășoară activitatea cei doi medici, cele două cabinete de medici de familie, de fapt numai unul, că v-am spus, unii și la pensie, am reușit să-l fac, să-l execut în exact vreo 4 luni de zile maxim. Pentru că dispensarul pe care noi îl făcusem și într-adevăr, așa cum o rezolvasem și cu faianță și cu grese și cu așa, instalații sanitare și tot, a fost nevoie să-l retrocedăm la legea 10. Pe timpul înainte de 89, nu s-a făcut absolut nimic. Toate utilitățile astea, sănătate și nu știu ce, toate erau în casele unor cetățeni. Pe care partidul de atunci le-a confiscat, sau conducerea de atunci le-a confiscat, noi am fost nevoiți să le retrocedăm. Dar nu am fost pregătiți dinainte ca să putem să... Deci, nu știu cum să spun, am pus carul înaintea boilor. Întâi trebuia să ne pregătească, noi trebuia să facem ce trebuia să facem mai înainte, să investim, pentru dacă cei dinainte de 89 n-au fost în stare să investească, noi trebuia să facem ce trebuia să facem. Trebuia să investim și apoi pe urmă să retrocedăm oamenilor tot ce e a lor. Păi așa e normal. Nu dispensat undeva? Păi este pe tot pe același amplasament, decât trebuie să demolezi în spate, e o remiză acolo, o magazine, care și așa e dărăpânată, o demolezi. Iar cele două apartamente din casa specialistului, odată cu această lucrare, se vor moderniza și alea și le voi folosi chiar locuință pentru medici. De-aia am spus, creăm și condiții totodată ca să putem să avem oamenii noștri aici. Să-i atragă, să-i tragă inima să facă treabă. Da. Comuna Roseți are un nou viceprimar. Spuneți-ne despre cine este vorba și de când a fost. E vorba de un consilier PSD, domnul Șisman Vasile, un băgheat pe care nu vă ascund, mi l-am dorit și în mandatul trecut, dar așa a fost conjunctura, n-a putut fi ales, acum i s-a împlinit visul. E un băiat care demonstrează că poate și că vrea, că îi place această misiune de viceprimare, că această funcție, într-adevăr, implică foarte multe, foarte multe. Mi se pare că e omul cu care pot să colaborez și să fac treabă în comună, în localitate. S-a implicat foarte mult în campanie și urez succes.